v-am regăsit! Bună seara tuturor! Astă seară sunt teribil de fericită. Iată, bucuria a început deja doar la gândul că organizăm această întâlnire și avem alături de noi o persoană care poartă mai multe pălării în această seară, un invitat deosebit, care nu este doar un foarte, foarte bun și drag prieten al familiei noastre, ci și pentru mine unul dintre tații pe care îi am pe pământ și unul dintre frații pe care îi am pe pământ. Nu am frați așa în familia mea, dar iată, Dumnezeu mi-a dat mulți frați, printre care și domnul doctor Doru Laza, căruia îi mulțumim din suflet că a acceptat această invitație. Alexandra, dacă poți să ne pui împreună pe amândoi. Da? Ok. Doar că domnul doctor trebuie să întoarcă telefonul, că îl vedem așa pe parte, pe laterală. Am înțeles. Cum să-l întorc eu? Așa? Invers față de cum îl aveți, ce să spunem? Hai să vedem. Numai o clipă, Alexandra. Hai să vedem. Gata! Ia! Așa! Așa e bine? E foarte bine. Bine ați venit printre noi! Bine. Acum eu nu zic bine v-am regăsit, că numai pe unii regăsesc, dar bine v-am găsit pe toți atunci împreună. Da! Mulțumim frumos! Domnul doctor Doru Laza practică medicina de peste 40 de ani. Este medic alopat și are preocupări naturiste. Am avut bucuria să ne întâlnim acum aproape 20 de ani, moment care pentru mine nu era neapărat o bucurie, deoarece primisem nu doar un diagnostic dramatic, ci și un prognostic foarte sinistru din partea medicilor, ceea ce aș putea spune că m-a fascinat la domnul doctor, în primul rând, a fost simțul umorului. Nu mai întâlnisem până atunci un medic cu un simț al umorului fin, deci nimic grotesc. De asemenea, pe vremea aceea, deci acum 20 de ani, eram destul de cinică și ironică la adresa tuturor acestor minuni care ne înconjoară în natură, farmacia Domnului. Nu suportam niciun leac naturist, din contră, mi se păreau că ne întorc cu multe sute de ani în urmă și spuneam că l-am întâlnit pe domnul doctor, de fapt mi-a fost trimis, așa cum obișnuiește să spună domnia sa, pe vremea când lucra la Breaza, la așezământul medical de la Breaza, Eden se numea. Și am petrecut de atunci multe, multe zile și clipe de părtășie frumoase împreună. Am învățat foarte multe lucruri. Domnul doctor este și unul dintre mentorii mei, susținătorii mei. Și pentru că m-a durut teribil după ce timp de 11 ani a lucrat la Breaza și am văzut și eu pe parcursul săptămânilor în care am stat acolo de-a lungul anilor cât a lucrat domnul doctor, sute, mii de cazuri rezolvate cu succes. M-a durut teribil când am auzit că a fost alungat de acolo și m-am bucurat, cu un ochi am plâns și cu un ochi am râs, când am auzit că încă mai are putere și se apucă de... La fel cum a construit și Breaza cu palmele lui, se apucă de un nou așezământ medical, cel de la Șuncuiuș din județul Bihor. Cu această ocazie, mulțumim tuturor care au dăruit din inima lor pentru finalizarea acestui așezământ medical, despre care domnul doctor o să ne și vorbească în seara aceasta, am pregătit câteva întrebări. Vă știți? Pentru mine este foarte important să împuternicești. Împuternicirile sunt lucrul de care pare că avem nevoie atât de mult atunci când ne aflăm într-o încercare. Așa cum este, în sine, încercarea pe care o traversăm de mai bine de un an la nivel planetar.
Mai mult decât atât. Pe fondul acestei încercări, ca și când n-ar fi fost suficient, s-au înmulțit suferințele fizice, s-au înmulțit suferințele psihice. Am considerat că nimeni altcineva nu este mai potrivit decât domnul doctor să ne vorbească despre cum am putea găsi o urmă de bucurie, cum să facem să găsim o urmă de bucurie în toate suferințele și încercările prin care trecem acum. De ce? Pentru că atunci când am ajuns eu la Breaza, acum 20 de ani, eram în hăul cel mai negru. Consideram că nu mai am pentru ce să trăiesc. Pentru mine noțiunea de bucurie nu își mai avea locul în viața mea. Nu eram căsătorită, nu aveam copii, eram doar o femeie de succes în afaceri, foarte, foarte bolnavă și foarte, foarte bogată, material. Așa, în urma carierei mele. Și cam atât. Și trăiam această realitate că poți avea foarte mulți bani și fi foarte, foarte nefericit și de asemenea nu vedeam niciun fel de soluție pentru mine. Și nu credeam. De fapt, m-am dus la Breaza ca să-i demonstrez domnului doctor, tatălui meu și celor care m-au îndrumat acolo că nu există nicio soluție pentru mine. Eu eram în luptă, așa, cu Dumnezeu. Vreau să-i arăt că sunt un caz mult prea special ca să biruiască. Și pentru că am văzut imposibilul posibil și pentru că îi datorez domnului doctor faptul că astăzi vorbesc în fața voastră și pentru că îi datorez bucuria mea, bucuria vieții, zâmbetul pe care îl vedeți și cu care vă răsplătesc de câte ori pot, am considerat că nimeni altcineva, vorba lui bună, blândă și vindecătoare, nu ne poate împuternici în această seară decât domnul doctor Doru Laza. Vă iubesc foarte mult! Ce mai faceți? Ce ne spuneți? Mulțumesc că ați venit de pe șantier și din grădină să stați cu noi de vorbă. Dragul tati, copil bun, mă bucur să te revăd cel puțin pe calea aceasta virtuală, dar amintirile care mă leagă de tine și de familia ta sunt speciale, întrucât tu ești un caz special, adică dintr-o mare bancheră care ajunsese într-un naufragiu, într-o derivă a vieții, dintr-o mare bancheră ai ajuns o mare nutriționistă, adică din acel star al băncilor, cum spuneai tu că erai foarte bogată, dar cam atât, ai ajuns chiar o personalitate, să poți împărtăși oamenilor bucuria care ai avut-o tu atunci când ai cunoscut sensul vieții. Și eu spun de multe ori pacienților care au diverse probleme, problema cea mai mare cu care se confruntă un pacient este că el nu știe care e rostul vieții. Că dacă ai ști care e rostul vieții, atunci n-ar trebui să te întristezi de absolut nimic, pentru că toate lucrurile în viață urmează un curs care se înscrie în mesajul Sfintelor Scripturi și i l-am spus Cristelei și vă spun la toți acum, Romani 8:28, textul care mie mi-a călăuzit viața de-a lungul perioadei comuniste când am avut mult de suferit, dar care m-a animat de fiecare dată amintindu-mi că nu sunt singur. Și acolo stă scris așa frumos, zice Pavel, de altă parte știm. Important ce spune el, că știm. Întrebarea este, noi știm? Zice, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta este un dat dăruit omului pe care dacă îl percepe la valențele cerului, atunci e bine și în groapa cu lei, este bine și în cuptorul cu foc, și în fața plutonului de execuție și chiar în fața coronavirus, SARS-CoV-2, oriunde, e bine, dacă avem această conștientizare, dacă beneficiem de mesajul special al cerului transmis prin Apostolul Pavel în acest simplu verset,
dar extraordinar de profund ca semnificație. Și spun așa că Cristela, prințesuca sau mămăruța, cum îi spune, mămăruța din Eden. Vă rog, numele care m-a lansat. Deci mămăruța din Eden a cunoscut plenar frumusețea mesajului divin atunci când era cu toate catargele la pământ și când pentru ea nu mai exista soluție. Adică mi-amintesc că îmi spunea ea, acum săptămâna trecută, adică săptămâna trecută am fost la nu știu unde, la, în Hawaii, în Australia, și am întrebat-o, dar de ce tu pleci la capătul pământ? Și mi-a spus foarte concis, vreau să scap de mine. Măi, dar cum să scap de tine, că tot tu ești și în Hawaii, și în Australia, și la Capul Verde, și la Polul, oriunde te duci, nu poți să scap de tine. Dar ca să poți să scap de starea care te obosește și vrea să te ruineze, ca să scap de ea, trebuie să găsești sensul vieții. Și mă bucur foarte mult că Dumnezeu a lucrat pentru Cristela într-un mod special, într-un mod pe care l-am cunoscut în viața multor pacienți, dar ea rămâne un caz unic prin faptul că nu doar l-a cunoscut pe Dumnezeu în actul recuperator din boală, ci l-a cunoscut pe Dumnezeu și în actul chemării de a-și preda viața într-o lucrare sau, cum spun, sau obișnuiesc să spun, ea a înțeles ce înseamnă să-ți arunci viața în brazda nevoilor lumii. Și mă bucur foarte mult că din banchera de altă dată a ajuns nutriționista și consiliera și tot ce înseamnă coaching sau know-how pentru Alex. Cum? Cuvinte lumești. Da, da, dar tot ce înseamnă, adică din teritoriul acela, sectorul corporatist, a ajuns tot o corporatistă, dar într-o formulă nouă, adică paradigma vieții ei s-a schimbat total. Atunci când l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Și pentru mine este o mare bucurie să cunosc asemenea pacienți care nu beneficiază doar de serviciile cerului în recuperarea dintr-o boală sau dintr-o situație disperată, ci recunosc vocea aceea care cheamă și lansează mesajul. Acesta e mesajul vieții pentru noi. Vindecat pentru a ajuta la vindecarea altora. Mântuit pentru a ajuta la mântuirea altora. Aceasta este paradigma vieții mele și mă bucur că e și paradigma vieții ei. Și am întâlnit și alți pacienți care au îmbrățișat acest mesaj, iar astăzi sunt ei mentori de stil de viață sănătos și vin în ajutorul bolnavilor și neoplazici sau cu alte boli consumptive care pur și simplu obosesc omul și îl deposedează de voință. Și rămâne așa o aducere aminte frumoasă din Eden, din Breaza, atunci când, după ce ea a fost pe deplin recuperată și îmi povestea că la locul de muncă, la Citibank, când s-a întors, nimeni n-a mai recunoscut-o, pentru că ea de acum era nu cu ciocolată și cu cafea și cu nu știu ce mai folosea acolo, ci era cu daruri, cu smochine, cu curmale, cu cătină. Măi, dar ce s-a întâmplat cu șefa noastră? Și șefa noastră avea ei să înțeleagă mai târziu că șefa noastră, de fapt, a urmat o lecție, o școală de viață în Eden, care a marcat-o definitiv și irevocabil. Și de atunci și până astăzi, Cristela este un exponent, dacă vreți, al stilului de viață sănătos, al unei nutriții sănătoase și a unui standard pe care l-a luat și îl folosește pretutindeni, adică ea vrea să transmită lumii acest mesaj. Eu am a doua viață acum pe care am închinat-o Domnul Iisus și vreau să o folosesc la maximum pentru a-i ajuta pe oameni să cunoască ce însemnează bucuria vieții cu adevărat. Și rămâne celebru în Eden acel moment care i-a uimit pe toți după ce s-a căsătorit cu celebru Călin Georgescu, viitorul nostru prim-ministru, eu așa zic, viitorul nostru prim-ministru. Au ales după căsătoria lor, așa cum este normal pentru orice cuplu, hai să facem honeymoon-ul. Unde facem honeymoon-ul? Și au ales Edenul din Breaza, ce surpriză a fost pentru noi. Și a rămas memorabilă acea serie în care
un cuplu de doi porumbei îndrăgostiți aveau să-și spună poveștile întâlnirii și ale sedimentării în viață ca un cuplu celebru chiar în Eden. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am cunoscut-o și am cunoscut și pe Călin, o familie frumoasă cu doi copilași care, așa, prin tot ce fac ei, transmit lumii mesajul acesta: merită să trăiești frumos de dragul Domnului Iisus pentru binele altora. Amin. Mulțumesc frumos, mulțumim din suflet, ce emoționant, m-au dat lacrimile. Compa de tine, ești o femeie specială, o mamă specială, o soție specială și o consilieră specială, nu doar a celor care te-au lansat ca nutriționistă, dar și tu și eu. Mă întreabă mult, zice, dar de ce vreți, zice, aveți nevoie de legitimație să intrați aici? Păi de ce? Păi numai cu legitimație ministerială. Păi zic, eu sunt ministru. Ce ministru sunteți? Păi zic, eu lucrez la Ministerul de Eterne. Aha. Ce minister este? Păi zic, ăsta este Ministerul Maestrului Divin. Și tu, ca și mine și ca mulți alții, facem parte din acești consilieri din Ministerul de Eterne. Vrem să transmitem lumii cum anume pot să experimenteze în viața aceasta, mai ales în momentele de criză prin care trecem astăzi, cum anume poți să fii totuși bucuros, chiar dacă la orizont nu se întrevăd soluții viabile. Exact, exact. Și eu cred că bucuria în suferință este un dar al cerului. Și o să vă relatez în continuare că acest subiect frumos, de fapt, este esența Bibliei, esența Cuvântului Dumnezeu. Bucuria, spunea Domnul Iisus, atât de frumos este paradigma creștinului adevărat. Și asta o găsiți în Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Zice acolo așa: dacă păziți poruncile mele, rămâneți în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și spune el, continuând, referitor la ce învățăm noi astăzi, zice: v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și asta este paradigma cristică, dacă vreți, care ne ajută să traversăm această criză care se pare că nu are luminiță la capătul tunelului decât odată cu revenirea Domnului Iisus. Dar oricum, nu trebuie să fim triști, nu trebuie să fim supărați, nu trebuie să fim anxioși, nu trebuie să ajungem depresivi, întrucât vă mărturisesc și vă asigur de ceva, dându-vă o veste bună: Dumnezeu nu a murit. El este Tatăl meu și al dumneavoastră și mi-a promis că nu va părăsi niciodată tronul Universului. De aceea, dacă Iisus ne spune acest mesaj, v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, merită să asimilăm în mod personal, nu doar în grup, cum stăm noi acum, urmărind o disertație vis-a-vis de ce însemnează bucurie în suferință, ci să fim tot timpul pătrunși de acest sentiment și de această bucurie a siguranței, că nu suntem siguri, nu suntem singuri pe acest pământ. Oamenii au pierdut noțiunea de siguranță aici pe pământ pentru că le lipsește ancora. Ancora noastră este neclintită, se numește Jesus Christ. Și vă propun să, dacă nu l-ați cunoscut foarte bine, să faceți din acesta un obiectiv în viață, să-L cunosc pe El, mântuirea Lui, frumusețea mesajului Lui și ce însemnează Hristos în voi, nădejdea slavă. Mulțumim foarte, foarte mult! Aș dori să întăresc încă o dată acel minunat verset care pe mine m-a urmărit și în continuare îmi dă putere în viață, de câte ori lucrurile nu ies cum vreau eu sau cum am sperat eu sau cum mi-am imaginat că vor ieși. Cu toții avem atât de multe piedici și mi-aduc aminte că spuneați mereu mămăruță Romani 8:28. Vă rog pe toți, și eu aduc de multe ori aminte și la conferințe și acum când mai fac filmări,
Spuneam mereu, nu uitați, Roman 8:28. Ați spus mai devreme, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. E bine, mi-a zis mie odată așa, de două ori, la un moment dat m-am enervat, am înțeles. Nu, ai înțeles? Hai să luăm cuvânt cu cuvânt. Toate lucrurile, deci nu numai unele, deci nu numai anumite lucruri care ni se întâmplă sunt spre binele nostru, ci toate, toate. Noi le categorisim, bune sau rele. Și atunci mi-a zis, ai înțeles, mămăruță? Toate, toate. Da, domnul doctor. Și cum lucrează? Să repetăm. Spre bine. Deci nimic nu este spre răul nostru. Nimic, nimic, nimic. Poate că uneori nu înțelegem. Nu înțelegem atunci, nu înțelegem pentru o perioadă de timp, poate nu vom înțelege toată viața care a fost rolul unei întâmplări sau a unei încercări sau a unei suferințe prin care am trecut. Dar ea trebuie să fim asigurați și asta spun eu că este adevărata credință, să fii asigurat în fiecare clipă că tot ceea ce ți se întâmplă este spre binele tău. Romani 8:28. Deci mi-a rămas tot timpul. Am plecat la un moment dat la drum cu Călin și copiii și mașina nouă s-a oprit, pur și simplu, s-a oprit în drum. S-a oprit. Și ne-am gândit, ce facem acum? Că chiar eram, n-aveam nici cum să sunăm, ce să... Și primul lucru, am simțit că magii, pentru că trebuia să ajungem și într-un loc la o anumită oră, m-am gândit, Romani 8:28, toate lucrurile, toate, toate, toate. Și într-adevăr, lucrurile se leagă apoi. Am întâlnit o persoană minunată care ne-a ajutat, de la care am aflat de altă persoană minunată care m-a ajutat în alte circunstanțe și uite așa. Deci toate lucrurile știm că se întâmplă pentru un scop, asta știu că știm, dar noi trebuie să știm și că se întâmplă spre bine, că lucrează spre bine, nu? Este foarte adevărat și versetul acesta merită să-l conectați la un alt mesaj biblic pe care dacă îl înțelegem și pe acesta, atunci soluționăm orice problemă în viață, chiar dacă trecem prin boala COVID, cum se spune acum, sau prin orice altă suferință, de la neoplazii până la cea mai banală suferință. Și acest mesaj frumos ne-l transmite Apostolul Iacov în primul capitol din epistola lui, versetul 2 și 3. Și să urmăriți această ecuație frumoasă din care trebuie să extragi acel diamant special care te ajută să depășești orice impas. Și acolo spune așa frumos, frații mei, să păziți, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce să privești ca o mare bucurie? Și continuă el în versetul 3, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Ce mesaj frumos! Toate lucrează. Deci, frații mei, spune el, să priviți ca o mare bucurie, nu ca o bucurie, ci ca o mare bucurie, când treceți prin felurite încercări. De ce să privim așa? Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dacă noi avem acest exercițiu în viața noastră, în fiecare zi, pentru că fiecare zi este inedită, nu știi ce aduce ziua, nu știi ce aduce ceasul, nu știi ce aduce secunda. Deci, pentru că ne confruntăm cu un necunoscut, avem această nevoie de siguranță. Măi, dacă apare încercarea, păi nu intru în degringoladă. Dacă e o încercare de dimensiune a la Goliat, și pentru aceea există soluție, dar problema este cum o privesc eu, adică mai important decât ce mi se întâmplă sau ce se întâmplă în lume, este cum mă raportez eu la ceea ce se întâmplă sau cum percep pentru mine vestea că am o boală grea sau
faptul că vaccinarea va fi obligatorie, nu mai poți să ieși nicăieri, nu mai poți să călătorești, nu mai poți. Toate astea sunt, de acum, amenințări ridicole, întrucât noi îl avem pe Tatăl Ceresc, care gestionează nu problemele unei țări, nu problemele unei planete, ci gestionează în mod absolut, spre binele nostru, întregul univers. De aceea, orice ar veni, deci indiferent de ce natură ar fi evenimentul, să ne oprim și să rememorăm. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dacă ai această raportare și această percepție, când peste tine vine ceva imprevizibil, și imprevizibilul acesta se pare că este tot mai frecvent, atunci dacă parcurgem aceste ecuații sau această formulă dumnezeiască, înțeleg că mai întâi n-are de ce să-mi fie teamă, mă aflu în prezența aceluia care este Domnul vieții și care este pretutindeni și care are o armată întreagă de ființe necăzute în păcat care sunt la dispoziția mea și la dispoziția dumneavoastră. Deci, o să vă spun mai târziu cei cu frica, pentru că bucuria nu are casă bună cu frica. Unde e frică, nu mai este bucurie. Și o să vă povestesc, tot folosind Sfânta Scriptură, conexată la ce zice știința, să vedeți că este adevărat că frica te ucide. Frica te ucide pentru că generează în corpul tău o furtună de hormon de stres la care nu știi, reziști, nu reziști, tu doar o declanșezi prin neputința ta sau neștiința ta sau ignoranța ta de a gestiona evenimentele de criză după formula divină. Care? Formula divină este atât de valoroasă pentru că a spus Domnul Iisus așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Vreți viață? O găsiți la El. Vreți să cunoașteți adevărul? Îl găsiți la El. Vreți să cunoașteți calea spre desăvârșire? O găsiți la El. Și spune El așa frumos, asta era citatul din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, dar în capitolul 8 este această formulă specială care derivă din faptul că El este adevărul, este calea, este viața. Și spune El așa: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nu așa ce frumos? Dacă vrei să fii cu adevărat liber, trebuie să-L cunoști pe acela care îți oferă libertatea absolută. Și Cristele i-a mai povestit acest paradox biblic. Libertatea absolută însemnează dependența absolută. Mulți sunt intrigați, adică cum am eu libertate absolută dacă trebuie să fiu dependent absolut? Dependența absolută de Creator garantează libertatea ta absolută. Pentru că tu, oricând poți să zici: Doamne, știi ceva, m-am cam plictisit de ce tot spui Tu, acum am iau și eu lucrurile ca și fiul risipitor și mă duc eu să-mi văd de ale mele, că dăm partea mea și am plecat. Și Tatăl Ceresc subscrie. Adică nu te blochează. Pun dacă tu te-ai plictisit de mine și găsești o altă variantă. Tu ești liber să te duci unde vrei, dar să știi că eu te aștept. Dacă vrei să te întorci vreodată, nu ți-am întors spatele, eu te aștept. Și ca și tatăl din pilda fiului risipitor, Dumnezeu stă și așteaptă. O așteaptă și pe Cristela, așteaptă și pe Alexandra, așteaptă pe oricine care a plecat și pe drum sau în conjuncturile cu care se confruntă și aduce aminte ce bine era la tata acasă. Și atunci, ca și fiul risipitor, zici: mă întorc la tată. De ce? Pentru că, mă, dar ce bine era acolo, aveam de toate, acum nici mâncare nu mai am. Mănânc hrana porcilor.
Și atunci, întoarcerea, să știi că îți este garantată. La capătul drumului, după ce te-ai întors, te așteaptă El, nu cu reproșuri, nici să-ți facă oarecare judecare. Mă, dar tu nu vezi ce mizerabil ești, nu vezi că nu miroșa Rexona, miroșa port. Nu are reproșurile acestea, ci are o singură replică. Dezbrăcați-l de haina lui, puneți o mantie curată și aduceți vițelul cel mai gras, pentru că acum e o sărbătoare. S-a întors Cristela. Și este valabil pentru noi, pentru tot, pentru fiecare. De aceea, bucuria aceasta, eu nu cred că există om pe pământ care este integru la minte să nu vrea să fie bucuros tot timpul. Asta este un privilegiu, să fii bucuros tot timpul, dar atât de la îndemână încât te uimește cum oamenii nu percep ce însemnează să fii bucuros cu adevărat. Pe ce coordonate găsești această bucurie? Și este atât de simplu dacă înțelegi mesajul frumos al Cuvântului Dumnezeu, care îți garantează că vei fi cu adevărat bucuros și fericit. Mulțumim frumos! Și vreau să vă întreb, uite, dacă ar fi să ne gândim acum, practic, mai ales pentru persoanele aflate în suferință fizică, aș vrea să vorbim de fiecare categorie, cei care se află în suferință fizică, cei care se află în suferință pentru că, iată, situația pe care o traversăm, vorba lui Călin, nu a adus măști, ci a dat jos măști. Și cred că fiecare dintre noi a experimentat opinii diferite, alegeri diferite, chiar în propria familie, și lucrurile astea au dus la disensiuni. Deci ce facem când nu mai găsim bucuria în familie, când nu mai găsim bucuria pentru că suferim fizic, când nu mai găsim bucuria pentru că ne vedem copiii suferind în această perioadă, sau pentru că datorită perioadei pe care o traversăm, întâmpinăm foarte mari încercări financiare. Și încă o dată, apropo de acest subiect, mulțumim tuturor celor care au jertfit din ceea ce au ei ca să sprijine încheierea lucrărilor la clinica de la Șuncuiuș. Și așa cum am scris și în prezentarea evenimentului, domnul doctor nu a vrut sub nicio formă să pun acest lucru ca nu cumva cineva să înțeleagă că este nevoie să doneze ca să poată participa, dar eu am insistat pentru că știu din propria mea experiență că de câte ori am avut ocazia să dăruiesc, indiferent sub ce formă de energie, că au fost bani, că au fost cunoștințe, că a fost timpul meu, că a fost o mângâiere, am primit mai mult. Am primit mai mult. Darul a fost, de fapt, pentru mine, că am avut ocazia să dăruiesc. Și mulțumim tuturor încă o dată, mai ales în această perioadă. Dar vreau să întreb, domnul doctor, cum începem? Deci cei care se află în suferința fizică, căzuți, dărâmați, cărora li se spune, sau vedeți această reacție, wow, mi-a ieșit testul pozitiv, wow, am COVID, voi muri. Noi nu murim când spune la televizor. Nu murim. Și mie mi s-a spus că o să mor între 3 luni și 3 ani. Na, că au trecut 20. Normal că o să murim toți, dar, de fapt, cum am zis, nu murim. Ne ducem acasă. Eu personal nu cred că vom muri, pentru că evenimentele acestea care se derulează cu repeziciune și pe care greu le gestionezi dacă nu ai perspectiva frumoasă a timpului pe care îl trăim din perspectiva Cuvântului Dumnezeu. Adică este dureros ce se întâmplă, să auzi că ți-au murit prieteni de această boală sau ți-ai pierdut ceva drag din familie. Este trist, dar vreau să vă spun că pentru mine este o mare bucurie, pe de altă parte, să fiu martor la evenimentele care se derulează cu atâta repeziciune în clipa de față, întrucât toate acestea nu sunt decât semnale
că profeția biblică este pe ultimii centimetri, nu pe ultimii metri. Adică istoria acestei lumi, nu eu spun că se apropie de încheiere, futurologii lumii spun că planeta se cutremură de neputință, de stricăciune, de imoralitate, de această decadență cum rar ți-ai fi putut imagina în 2019. Eu personal n-am crezut că într-o zi se realizează lockdown la nivel planetar. 198 de state cât are planeta, toate decid la un semnal. Cum s-or fi înțeles toate statele Pământului la un semnal lockdown? Și am zis, aceasta este ceea ce contribuie sau conturează, profilează împlinirea profeției biblice. Domnul Iisus nu mai este mult și va veni. Se va sfârși această suferință. Și din această perspectivă spun, mă bucur că sunt privilegiat să fiu martorul evenimentelor care anunță cu strigăt de herald, băgați de seamă, venirea lui Iisus este mai aproape ca oricând. Și eu personal mă pregătesc pentru aceasta și vă sfătuiesc să vă pregătiți și să fiți în rândul celor 5 fecioare înțelepte. Singurele care au avut bucuria de a-L întâmpina pe Domnul Iisus, pe mire, atunci când la miezul nopții s-a auzit strigătul, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și noi trăim acest preludiu al evenimentului care va consacra planeta aceasta într-un mod special. Venirea aceluia care a fost aici, s-a dus la Tatăl și a promis, mă voi întoarce să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și acesta este evenimentul care chiar nu poate fi nici imaginat, nici descris în cuvinte, poate fi doar trăit atunci când se derulează în fața ta. Amin. Mulțumim frumos! Cum facem acum? Mă întorc la prima întrebare. Hai să facem ceva cu suferința, că asta preocupă pe toți oamenii, pe toți bolnavii. Suferința și frica, domnul doctor, neapărat. Ați spus că o să ne împărtășiți un pic și din partea aceasta de frică. Eu vă mulțumesc că ați ales să împletiți atât de frumos știința cu Scriptura. E foarte, foarte important. Și știu că asta face și parte și din metoda dumneavoastră de tratament, să spunem. Bine, nu este numai sacroterapia, dar deci este știință, este natură, este sacroterapie, este dietă, hidroterapie. Domnul doctor are foarte multe metode și o să vă întreb despre astea, dar acum spuneți-ne despre suferință și frică, pentru că tuturor trăim într-o societate în care suntem educați permanent să fugim de suferință. Adică foarte puțin dintre noi am fost educați să vedem în ea o binecuvântare, să spunem, sau o lecție care ne poate ajuta să creștem. Inclusiv dacă ne uităm la reclamele de la televizor, ce sunt reclamele toate la medicamente? Cum să scapi de suferință chipurile în 2-3 minute, înghițind un hap? Ce ne spuneți de suferință și de frică? Vă rugăm că murim de frică înainte să murim de altceva. Domnule, să nu muri să-mi stricați firma. Deci, referitor la suferință, vreau să translăm discuția noastră de pe teritoriul spiritualității, pentru moment, pe teritoriul științific. Adică fac apel pentru aceasta la un concept de biochimie. Pentru că viața noastră, dincolo de partea fizică care se vede, dincolo de partea emoțională-afectivă care se simte, viața noastră este o continuă biochimie la nivel de celulă și extrapolând după aceea la nivel de întreg, de organism. Adică noi suntem supuși în permanență
influenței unor substanțe pe care medicina le numește hormoni. Sau, dacă sunt secretați la nivelul sistemului nervos, neurohormoni. Acei mediatori care apar în spațiul sinaptic dintre doi neuroni. Deci, viața noastră, priviți-o ca pe o excepțională lecție de biochimie, biochimie divină, în care am fost creați cu o anumită configurație hormonală și ce frumos să privești această excursie în a urmări configurația hormonală de la vârsta de sugar, sau să zicem de la fetus, și până la vârsta adultă. Fiecare perioadă are o marcă hormonală specială care definește fătul în uterul mamei, după aceea nou-născutul care e ținut la pieptul mamei, între cei doi existând o comuniune specială garantată de un hormon, se numește oxitocina. Comuniunea între mamă și făt, înainte de naștere, este extraordinară. Știința știe prea puțin ce se întâmplă în uterul mamei, acolo unde s-a zămislit viața și care aparține lui Dumnezeu. De aceea, a întrerupe viața la nivel de fetus este tot o crimă. O crimă care lovește în dumnezeire. De aceea ce a pus Dumnezeu acolo, lăsați-l acolo. Deci această oxitocină realizează o comuniune specială între mamă și făt. O comuniune specială care după naștere se accentuează această comuniune întrucât copilașul este de acum dependent de sânul mamei. Și ce frumos ca o mamă să aibă privilegiul să-și alimenteze copilul, pentru că asta aduce beneficii și copilului și mamei. Copilul până la 6 luni nu are altă imunitate decât cea pe care o primește de la mamă prin imunglobulinele G transmise prin lapte. Deci, alăptatul natural, nu laptele praf, alăptatul natural este un dat dumnezeiesc. Așa a creat Dumnezeu femeia ca, ajungând mamă, să poată hrăni o nouă viață. Dar revin la perioada intrauterină. Perioada aceea este mai importantă decât tot ce se întâmplă după. Pentru că acel copilaș, ținând seama de ceea ce am spus la început, biochimia vieții se reflectă în viața noastră prin această prezență hormonală. Și atunci, în perioada intrauterină, ar trebui ca mama și tatăl să fie cei mai bucuroși oameni, cei mai fericiți. Mi-amintesc de tine, Cristela, când doctorii aveau un pronostic foarte sumbru pentru tine. N-o să ai copii, n-o să te faci bine, îți și fixează cât e răbojul vieții tale și îți și declară că n-o să ai copii. Acum vreau să spun că au rămas de rușine cu prognosticul lor, întrucât a intervenit Dumnezeu. Și când intervine Dumnezeu, atunci, nu uitați, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a făcut ca tu, Cristela, să devii mamă, când mă sunai tu bucuroasă, domnul doctor, sunt însărcinată, bravo, a căzut unul din acele anunțuri sumbre că tu nu o să fii mamă niciodată. Uite că ai fost mamă și copilul acela a rezolvat multe din problemele tale de serviciu. Pentru că apoi să apară, deci prima dată a apărut apostolul Pavel, după aceea avea să se nască apostolul Petru. Și uite așa Dumnezeu te-a binecuvântat cu doi copilași care s-au născut într-o familie foarte bucuroasă. Adică trăirile tale au influențat foarte mult viața copiilor tăi. Și dacă ei sunt astăzi copii echilibrați, într-o vreme când în viața mea n-am auzit până acum copil de 8 ani să spună, să se exprime că vrea să se sinucidă. De unde o fi auzit el termenul să mă sinucid? Dar n-am auzit în viața mea, dar este atât de trist că se întâmplă asta și trebuie să fim atât de bucuroși că avem familii frumoase, copii frumoși, copii echilibrați și tu, Cristela, ai acest favor din partea cerului
pentru că ai știut atunci să prețuiești un moment de a-L cunoaște pe Domnul Iisus și puterea vindecării Lui, nu doar pentru trupul tău bolnav și secătuit de vlagă, ci să cunoști vindecarea sufletului tău și a spiritului tău, astfel încât să trăiești plenar bucuria la nivel de spirit, suflet și trup. Amintesc un verset biblic celebru, cea mai frumoasă, adică conceptul care reflectă cea mai frumoasă profilaxie și terapie enunțată vreodată. Îl găsiți scris în prima epistolă către Tesaloniceni, epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Și acolo spune așa frumos: Un verset care l-am trecut eu și în carte și care vestește ceva care, pe care Cerul vrea să ne-l prezinte într-un mod foarte franc. Zice: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și spiritul, și sufletul, și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană la venirea Domnului Iisus Hristos. Ei, acest lucru s-a întâmplat în viața ta și se întâmplă în viața multor cupluri sau a multor persoane care se confruntă cu suferința, să cunoască ce însemnează intervenția divină când neputința omenească sau neputința științifică este totală și ajung medicii să spună: aici nu se mai poate face nimic. Bun, vreau să le amintesc tuturor pacienților sau celor care trec prin momente de criză, nu uitați că acolo unde se termină știința, începe credința. Credința nu cunoaște limite. Știința are limite. Credința nu cunoaște limite. Și amintesc mereu pacienților, credința adevărată este cea pe care o menționează Pavel în epistola lui către Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și să nu uitați această definiție. Spune așa: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dacă suntem animați de o asemenea credință pe care Biblia o numește credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, atunci veți înțelege că credința adevărată, deci încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite și încredințarea deplină despre lucrurile care nu se văd, această credință are cel puțin trei veleități, le-am scris și în carte. Și să nu le uitați niciodată, pentru că ele reprezintă un test, nu ca PCR-ul pentru COVID, ci un test sigur care vă spune dacă am aceste veleități ale credinței mele, am credința adevărată. Și credința adevărată, despre care vorbește Pavel, are cel puțin aceste trei veleități pe care le puteți folosi ca test al credinței dumneavoastră. Credința adevărată dată Sfinților odată pentru totdeauna vede invizibilul, crede incredibilul și primește ca răsplată imposibilul. Aceasta e credința adevărată. Mai puțin de atât nu este credință. Și având această credință, pentru tine viața a urmat o turnură nouă. O turnură nouă care astăzi se concretizează într-o dăruire deplină în slujba nevoilor oamenilor. Și ce poate fi mai minunat în viață? Să găsești că tu ești de folos în a alina suferința semenului de lângă tine. Și acum revin la perioada aceea, deci, când viața noastră, ca și copii, când a fost copii, era guvernată de o anumită configurație hormonală. Tot ce se întâmplă în viața noastră este chimie. Bucuria înseamnă chimie. Tristețea înseamnă chimie. Supărarea, orice emoție negativă, are o anumită chimie care se reflectă negativ asupra spiritului, sufletului și trupului. Orice bucurie sau emoție pozitivă are chimia ei, care se reflectă la fel asupra celor trei compartimente ale ființei umane. Și chimia suferinței, atunci când pacientul, sau nu neapărat pacientul, persoana care trece printr-un moment de criză pe care nu reușește să-l gestioneze spre binele ei, momentul acela de suferință, dacă nu știi cum să-l gestionezi, determină secreție de hormon, substanțe care
pot să fie fatale prin efectul lor asupra aparatului cardiovascular, asupra imunității, asupra aparatului respirator, asupra întregului organism. Și anume, formula hormonală a supărării, a tristeței, a durerii, este hormonul de stres, care nu este unul. Acolo secretă mult cortizol, multă adrenalină, multă noradrenalină. Acești hormoni nu sunt răi, pentru că ne fac rău când suntem stresați. Ei sunt hormoni care ne mobilizează. Dimineața nu te poți scula, nu te-ai putea scula din pat dacă nu ar exista această creștere către dimineață a hormonilor care te mobilizează, hormonii de eustres. Deci, cei trei hormoni sunt hormonii care ne mobilizează să începem activitatea. Dacă n-ar fi aceasta, este sau ar fi ceva care ne-ar țintui la pat. Dar dacă noi suntem doritori să biruim un eveniment trist sau o încercare de destabilizare a echilibrului nostru, dacă noi suntem conștienți că Dumnezeu stă în puterea noastră în momentul acela să valorificăm credința spre a depăși momentul fără a suferi leziuni psihice, emoțional afective sau fizice. Așa că această configurație hormonală a tristeții putem să o evităm și putem să experimentăm configurația hormonală a bucuriei, a bunăstării, a fericirii chiar. Și ea constă în hormonii bucuriei, între care menționăm dopamina, serotonina și celebrele beta-endorfine, alături de oxitocină. Acești hormoni apar ori de câte ori avem o stare de mulțumire. De aceea, zice Scriptura, mulțumiți întotdeauna pentru lucrurile pe care le aveți. Ce trist că noi ne aducem aminte mai des de ce n-avem și nu știm să ne bucurăm de momentul pe care am putea să-l trăim plenar dacă conștientizăm, mă, dar ce multe avem. Era o istorie frumoasă a unui tânăr care plângea mergând pe stradă. Dar de ce plângi, dragă, îl întreabă cineva. Zice, cum să nu plâng când văd atâta lume pe stradă și toți au pantofi sau sunt încălțați și eu n-am cu ce să mă încalț. Și mergând mai departe, zice, ce nebun am fost. Cum am putut să plâng că n-am pantofi? Când a întâlnit un tânăr care n-avea picioare, era în cărucior cu rotile și a zis, sunt cel mai fericit om că am picioare, pot să umblu, iar noi, extrapunând la disertația noastră, n-ar trebui să fim fericiți că suntem conștienți că avem un Dumnezeu, suntem conștienți că avem privilegiul de a-L cunoaște pe Domnul Iisus plenar și în vremuri bune și în vremuri rele, n-ar trebui să fim fericiți că Dumne, avem mâini, picioare, ochi, urechi, putem vorbi, ne putem bucura, ne trezim dimineața să înfruntăm zăduful zilei, n-ar trebui să fim fericiți și bucuroși? Eu am spus că doar omul care nu reușește să înțeleagă tot un mesaj frumos al lui Pavel, care spunea în Cartea Filipenilor, m-am deprins să fiu smerit, m-am deprins să trăiesc în belșug. Știu să trăiesc în belșug, știu să trăiesc în lipsă. Acest știu ar trebui să ne-l asumăm noi, sau cel puțin să ne întrebăm, oare noi știm că vor veni vremuri grele? Cum vom reacționa când, dacă se întâmplă așa cum se preconizează și o spun cu cei care lansează aceste să zicem, noi ordini, lansează cu multă aroganță. Dacă nu te vaccinezi, nu mai intri în magazin. Dacă nu te vaccinezi, nu mai acces la nicio instituție publică. Bun, nu mai am. Am sapă, mă duc să lucru pământul. Și care e problema? Deci, în aceste condiții, când acestea sunt amenințări, de fapt, ele nu sunt reale încă, cel puțin la noi, aici, în România. O fi prin alte părți, dar la noi încă viața e blândă, e
Molcomă, ca românul, ca ardeleanul. Confirm. Că am fost deci, în vizită. Deci, încă suntem, la noi aici este încă un Eden. Adică bucuria aceasta, bun, nu mai trebuie măști. Noi le-am dat de mult jos, dar acum le-au dat și oficial. Nu mai trebuie măști, nici nu trebuia mască. Dar, bun, suntem acum mai liberi. Păi, acum ar trebui să ne bucurăm că suntem mai liberi deja. Păi asta este o mare bucurie. Că ni se va spune, bun, n-ați acceptat vaccinul, nicio problemă. De acum sunteți acceptați și fără vaccin. Nu să fie o mare bucurie? Vă puteți trimite copiii la școală și fără vaccin. Ce bine o să fie și ce frumos sună asta. Dar oricum, indiferent de ce urmează, noi să avem certitudinea aceasta. De mine depinde ce se va întâmpla cu ființa mea când apar aceste coerciții pe care nu le poți controla tu. Acelea nu le pot controla. Adică se pot emite tot felul de decrete, tot felul de, eu știu, ordonanțe. Da. Dar ele sunt importante acolo unde sunt lansate. Pentru mine ceea ce este important este, Dumnezeu, eu am un Dumnezeu. Cineva spunea, o pacientă din Eden, a rămas și ea celebră, se numea Magdalena. Și Magdalena, pentru că fusese o bolnavă cu o boală grea, ea a bătut recordul internărilor în Eden. Adică ea s-a mutat în Eden. Sora ei din America plătea pentru ea, i-a făcut un cancer de colon și mă scuzați că fac această paranteză, dar e benefică. Și ea spunea, a avut cancer de colon și pentru ea Edenul a reprezentat o gură de oxigen și o speranță de a-l cunoaște pe acela care poate soluționa boala. S-a internat și după prima serie a zis, eu vreau să rămân pacient în Eden 2 ani. Dar de ce să rămâi 2 ani? Păi zic, dar cum faci că se fac programări? Păi eu mă programez de aici înainte 2 ani. Și s-a programat de atunci într-una și zice, cât o să țină viața mea, o să fiu programat în Eden. Și s-a auzit de cazul ei și a venit cineva să ia interviu de la, nu știu ce canal de televiziune și a spus, zice, cum e viața în Eden? Cum vă simțiți cu boala cu care ați venit în Eden? Și ea a spus atât de frumos și a rămas celebră acea mărturisire a ei. Domnilor, eu am venit cu cancer, dar plec cu Hristos. Este exact ce s-a întâmplat și cu Cristela. A venit deprimată, obosită și așa deposedată de, mai ales cu prognosticul enunțat de medici, deposedată de tot ce-i mai putea oferi o speranță. Și totuși acolo, năstrușnica Cristela, mămăruța din Eden, avea să cunoască frumusețea părtășiei cu acela care-i Domnul vieții, cu Domnul Iisus Hristos, care a schimbat cursul vieții. Deci, revenind la subiectul nostru, să nu uitați, în orice situație suntem guvernați de hormoni, în orice situație, dar depinde de noi care robinet îl deschidem, pe care îl deschidem, pe care vrem să-l deschidem. Putem deschide un duș, nu un robinet, să fim tot timpul sub ploaia dopaminei, oxitocinei, beta-endorfinelor, serotoninei, hormonii care ne ajută să fim tot timpul pe creasta valului și niciodată sub val. Și aceasta e la îndemâna noastră, cunoscând pe acel care deține destinul vieții noastre și căruia îi aparținem și prin creație, dar și prin mântuire sau prin recreație. Acela care ne ajută să ne redobândim identitatea edenică. Acum vreau să vă amintesc momentul, adică spuneam, sugarul beneficiază de o configurație hormonală, copilul de o altă configurație hormonală, copilul la pubertate de o altă configurație hormonală și ce interesant că Dumnezeu a avut, așa a gândit El, planul de creație, să facem om după chipul și asemănarea noastră, spunea El, în triunitatea Lui, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când a făcut pe om,
Domnul a zis, măi, nu e bine ca omul să fie singur. Pentru că toate animalele aveau pereche, numai omul era fără pereche. Și atunci a creat-o pe Eva. Dar pe Eva a creat-o având o altă configurație hormonală, feminină. Adam avea configurația hormonală masculină. Femeia are configurația feminină. Această configurație este una mai sensibilă decât a bărbatului și bărbatul ar trebui să țină seama întotdeauna de asta. Femeia are momentele ei fiziologice în viață când are dreptul să fie mai irascibilă, mai supărată, mai tristă, mai nemulțumită. Dar trebuie să o înțelegi că are momente în viață când nu ea face asta, ci hormonii care guvernează corpul ei. Și într-un cuplu în care soțul înțelege această ipostază a femeii, cu siguranță că dintr-un dur se va transforma într-unul care mereu va întreba, ce-i cu tine? Pot să te ajut? Hai să te îmbrățișez, hai să te pup. Și se schimbă toate datele problemei în familie. Deci, acești hormoni, această biochimie a vieții ar trebui să o înțelegem și să o practicăm în sensul de a deschide tot timpul, de a deschide tot timpul, a sunat un telefon și l-am... Deci poate să mai apară așa ceva, dar nu știu cum să-l decuplez eu, să nu ne mai tulbure nimeni. Nu merge, dar noi înțelegem. Când apare, doar îi dau decline și atunci... Deci, numai puțin că vreau aici să fac o scurtă paranteză pentru cei care ascultă. Uite, acum ei văd în realitate, sunt mai multe persoane care spun, l-am sunat și nu răspunde. Da, și mai ales zice, mi-a închis telefonul. Da, și spun, s-ar putea să fie pe șantier, s-ar putea să fie pe tractor, s-ar putea să dea cu sapa, s-ar putea să fie la consultație sau s-ar putea... Bun, așa nu sunteți la întâlniri din asta online, știu că ne-ați făcut un mare favor și vă mulțumesc, dar lumea nu înțelege, păi cum, n-are asistentă? Și acum vreau să spun că eu când v-am sunat acum 20 de ani, cine mi-a dat telefonul a spus, uite, sună-l pe doctorul ăsta, că ai precis o șansă cu el. Și m-am gândit, eu sun. Na, dar n-am sunat, mă rog, am sunat la un moment dat, când am vrut eu, nu când n-am mai putut. Și mi-a răspuns domnul doctor. Și a rămas foarte uimită, pentru că nu puteam să înțeleg cum adică un medic fără asistentă. Dar pentru că le faceți pe toate și cu ocazia asta vreau să le spuneți și celor care au mai scris pe parcurs în timp ce vorbeați, domnul doctor, despre... Întreabă de unde pot cumpăra cartea dumneavoastră, pentru că sunt două puse pe site, dar bucătăria edenică nu este încă disponibilă. Este încă în lucru, dar în curând va apare și acest volum. Așa, și cealaltă, eu le-am spus, trebuie să vă contacteze, dar cu multă răbdare că dumneavoastră centrați, dumneavoastră dați cu capul. Da, exact. Eu îmi ridic la filer și eu dau lovitură. Deci cartea o pot achiziționa pacienții sunând la numărul 0745118488, e numărul de telefon care îl găsiți și pe site-ul meu, dorulaza.ro, și la care face comanda pentru carte, adică se trimite mesaj cu numele, adresa destinatarului, mențiunea că solicită un exemplar de carte și opțiunea de expediție fan curier. Și atunci eu oficiez și rolul de expeditor. Stați, nu un exemplar. 3 kg carte. Da, se vinde, domnul profesor Dulcan spunea, dom'le, dar cartea asta se vinde la kilogram, că e cât o cărămidă. Da, da, da. Deci asta e cartea. Da, da, uite, ne mai arată mai multă lume. Da, Carmen. Are 1228 de pagini și un pacient m-a sunat, așa, de curiozitate. Zice, domnul doctor, vreau să vă întreb, când ați scris cartea aceasta, ați scris-o în adins să aibă același număr de pagini ca Biblia? Nu zic, eu nu m-am gândit niciodată la aceasta. Nu mi-a venit prin minte gândul să scriu o carte care să aibă ca paginație numărul paginilor din Biblie. Da, așa s-a nimerit sau așa a fost răzit. Oricum, acolo în cartea aceasta veți găsi multe detalii despre stilul de viață edenic
și veți intra în părtășie cu poveștile multor pacienți, inclusiv a mămăruței din Eden, a prințesucii Cristela, care a avut curajul să-și pună nu numai povestea, ci să-și pună și poza. E un mare lucru. Și găsiți în carte detalii referitor la multe aspecte care țin și de parte de spiritualitate și de parte de terapia sufletului, a spiritului și de terapia trupului. Majoritatea pacienților consultă bolnavii, consultă doctorii atunci când au o durere fizică. Și pe pacient săracul internează să nu mai, adică interesează să nu mă mai doară ficatul, să nu mai doară inima, să nu mă mai doară capul, să nu mai doară nu știu care parte a corpului. Dar uite că nu poți trata ficatul făcând abstracție de această unitate a ființei umane care este spirit, suflet și trup. Despre spirit și trup, medicina spune puțin sau nu spune deloc. Ei, partea aceasta este o componentă foarte importantă, întrucât despre ea vorbim acum, că o definește ca stare de bine bucuria. Bucuria în încercări. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu ca o așa, întreacă, nu, auzi, scrie Biblia să mă bucur. Dar de ce mă, să mă bucur acum? Mă doare dintele. Mă doare capul, mă doare nu știu ce, am pierdut examenul, mi-a luat carnetul. O grămadă de lucruri se pot petrece în viață, dar din perspectiva acestui mesaj frumos, a acestei paradigme biblice, s-o privești ca o mare bucurie și așteaptă că ce urmează va fi spre binele tău. Și această încercare a credinței lucrează răbdarea. Noi, din firea noastră, suntem foarte nerăbdători. Și când ne ducem la doctor, am vrea, dacă se poate, să primim pastiluța, să luăm hapul și când am ieșit de la cabinet, deja, să zicem, domnule, nu mai doare capul. Sau un pacient care are o boală mai complexă sau are comorbidități, să dorească să scape repede de o suferință. Așa își doresc toți pacienții, repede, dacă se poate, să scape ieri de boală. Ei, când în alopatie am văzut că pacienții se bucură foarte mult când le scrii un cearșaf de medicamente. Doctorul care nu scrie multe acolo nu trece, nu are trecere ca fiind un doctor bun. Dacă ai scris numai două remedii, a, zice, ăsta sau nu știe ce gravă e problema mea, sau mă privește cu indiferență. Cu cât scrii mai mult, cu atât treci mai doctor mai valoros, mai bun. Mai bun. Acum. Dar când te apuci să spui din punct de vedere naturist pacientului, și asta este o problemă cu care mă confrunt aproape la toți pacienții, când îi spui, domnule, sau dragul tati, cum le spun eu pacienților, dragul tati, copil bun, uite, ca să putem coopera, trebuie să mă asculți, uite ce trebuie să faci, trebuie să schimbi dieta. Adică ce să fac, domnul doctor? Simplu. Trăiești ca mine, că eu dacă spun pacienților ceva, eu trebuie să fiu dispus oricând să le dau o replică adevărată, sinceră, că pacientul mă întreabă, bun, mi-ați spus să fac eu asta, dar dumneavoastră așa faceți? Că au fost pacienți care m-au întrebat, dar dumneavoastră așa faceți? Uite, eu chiar așa fac. Deci le spun pacienților, este spre binele tău să accepți dieta vegană. Adică ce să accept? Zero, și acum vă spun zero ourile, zero carne, zero lapte, zero ouă, zero cafea, zero tutun, zero alcool, zero ciocolată, zero cacao, zero sare iodată, zero zahăr, zero făină albă, zero ceai negru, zero ceai verde, zero prăjel, zero produse aditivate. Și atunci pacientul care mă urmărește face ochii tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari și mă oprește. Păi domnul doctor, zice, atunci cu ce să trăiesc? Păi zic, uite-te la mine, arăt ca un copil de Biafra? Păi nu, dar mă gândesc și eu, ce să mănânc atunci? Păi zic, uite, 5 paliere. Cereale, fructe, zarzavaturi, nuci, ciuperci. Din care poți să faci o mulțime de meniuri. Și sănătoase, și foarte savuroase. Și atunci pacientul, așa, încurajându-l eu cu aceste
variante pentru care ar putea opta pacientul, pacientul are o întrebare care este aproape identică la toți pacienții. Bun, domnul doctor, zice, accept să cooperăm, dar spuneți-mi, cât timp trebuie să fiu vegan? Și eu de acolo îi spun pe un ton blajin, dragul tate copil bun, doar în perioada terestră. Și atunci nu se dumirește el bine, după ce s-a dumirit, păi zice, și niciodată să nu mai mănânc eu carne, să nu beau și o cafeluță sau să mănânc o ciocolată. Și eu îl încurajez. Ba da, poți să faci toate aceste lucruri o dată pe an, la 31 februarie. 31 februarie, nu? Yes. Iar atunci, yes, la discreție poți să consumi tot ce vrei. Deci, această bucurie în încercare, dacă știi să o privești ca bucurie, nu ca durere, nu ca suferință, ci ca ceva care are un rost în viața ta. Și vreau să vă spun din experiența medicală cu mulți pacienți, suferința a fost mijlocul care l-a trezit pe pacient la realitate. Din haosul în care trăia, din tristețea pe care a avut-o în familie sau din neputința de a se ridica deasupra neputinței. Neputința de a te ridica deasupra neputinței. Și am cunoscut foarte multe cazuri, foarte multe, nu puține, în care pacienții, dacă au fost foarte reticenți în a garanta că ei vor fi consecvenți acestui mod de viață, după ani de zile ne-am auzit și mi-au mărturisit cu bucuria cea mai mare că ei mulțumesc lui Dumnezeu că au fost bolnavi. Dacă vă puteți imagina, să zică un om, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis acea suferință pentru că m-a trezit să nu fi pățit ceva mai rău și astăzi sunt un om chiar fericit pentru că nu doar eu m-am vindecat, s-a vindecat toată familia și suntem excelenți misionari spre facerea de bine față de seminii noștri. Și acesta este ceea ce aminteam, paradigma cristică, mântuit pentru a ajuta la mântuirea altora, vindecat pentru a ajuta la vindecarea altora. Amin. Domnul doctor, așa frumos ne povestiți. Sunt foarte, foarte utile aceste exemple pe care le dați și din întâlnirile dumneavoastră cu pacienții, din poveștile pacienților. Îmi aduc aminte când mergeam la Breaza. Eu mergeam de două ori pe an, că nu puteam să-mi iau mai mult concediu de la marea corporație, așa, curele durau două săptămâni, m-aș fi mutat și eu, dar nu m-ați primit încă. Da, nu e târziu, aici este un nou Eden care are o altă sintagmă, se numește Back to Eden, vă explic imediat de ce. Back to Eden, exact. Vorbim imediat despre Șuncuiuș, despre clinica de la Șuncuiuș, dar vreau să spun că acolo, în fiecare seară, când se termina ziua, deci nu exista televizor, radio, nimic, da? Existau doar ciripituri de păsărele și bâzite albine și atât, poșne de frunze. Și după ce se încheia ziua, seara domnul doctor ne spunea așa o poveste frumoasă, exact pe la ora asta, cât să ne adoarmă bine. Și la sfârșit, adică nu să ne adoarmă, să ne liniștească, că de fapt ne trezeau poveștile, dar la sfârșit invita ce pacienți vor să-și spună povestea, experiența lor. Și pentru mine, de exemplu, care sunt... adică, la vremea respectivă eram nu doar sceptică, cinică, arogantă, pur și simplu, nu mi se părea că se poate, atât de simplu, ai 0, 0, 0 și cum? 0, 0 plus 0 egal 0. Ce? Unde? Așa. Și cum mi-a spus mie șeful meu când m-am întors, a zis, from zero to hero. Deci de la zero, de la zero la erou. Așa. Și
poveștile astea mi-au încurajat foarte mult, adică mă puneau pe gânduri. Mă duceam în pat și în loc să dorm mă gândeam, băi, dar dacă există totuși o șansă? Dar dacă există o șansă? Adică credeam mult mai mult acei oameni, toate vorbele astea împuternicitoare ale domnului doctor pentru mine nu aveau atunci efect atât de mare, pentru că eram foarte căpoasă, foarte acolo unde nu e bucurie, unde nu este credință. Nu mai crezi că nimic este posibil, adică crezi ce-ți spune omul, căile încurcate ale omului, nu ale Domnului. Și ca să destindem acum un pic, să vă zic un ban, mi l-a zis Călin, acum vreo lună jumate, cred, el a zis prietenul nostru comun, Dan Puric. Așa. Și zice, fii atent, prințesă, ți-l zic repede să nu-l uit. Și așa vă zic și eu n-am talent la bancuri, dar vi-l zic. Legat de ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme cu medicul care nu scrie un cearșaf de remedii. Era un medic bun, bun și era coadă la el, nu mai biruia. Așa cum sunteți și dumneavoastră, nu mai biruiți cu programările. Și Iisus l-a văzut, s-a gândit, ia să mă duc eu să-l ajut. N-a avut omul ăsta un concediu în ultimii 20 de ani. S-a dus la cabinet și a zis, uite, eu sunt Domnul tău Iisus Hristos, lasă-mă pe mine în locul tău o săptămână, du-te liber. Dar Doamne, poți tu, că am cazuri, pot totul, du-te liniștit. Și doctorul s-a dus și a rămas Iisus în locul lui la cabinet. Bineînțeles că au intrat pacienții, erau destul de, așa, de a doua zi a pus afiș pe ușă. De azi, iubiți pacienți, este un nou medic în locul meu, n-a spus cine, aveți încredere, e foarte bun. Și a venit prima pacientă, o mamaie, care avea dureri în tot corpul și nici nu vedea prea bine. Domnul doctor, mă doare aici, mă doare aici, mamaie, stai liniștit. Închide ochii, pun mâna pe tine, ia vezi. Nu mă mai doare. Sigur, și acolo, nu mă mai doare. Cum vezi? Văd bine, domnul doctor. Bine, du-te acasă și fii bucuroasă. A ieșit mamaia pe ușă, cei care erau în sala de așteptare întreabă. Cum e, cum e? Ăsta, nou, doctor. Nu e așa bun. Nici nu mi-a făcut nimic, nici nu mi-a dat nimic ca scris. Și asta este bagul. Da? Nu mi-a dat nimic, nu mi-a făcut nimic. Dar... adică e un banc mai trist. Yes, da. Deci pacienții trebuie să înțeleagă rostul suferinței, că o suferință nu vine fără o cauză. Deci totul există, adică în tot ce se întâmplă în viața noastră, există această cauzalitate, de la cauză la efect. Și atunci, în dialogul cu medicul, pacientul își are locul lui și dacă pacientul știe să câștige încrederea medicului, atunci rămâne un pacient ascultător, nu este cum erai tu la început, că eu te-am întrebat când te-ai internat, avea acolo, zice, da, eu am cu mine o farmacie. Ce farmacie ai tu, puiu tati? Și ai scos din geamantan o borsetă cu o grămadă de medicamente. Păi zic că... 20 de feluri. Da, închide-o, sigilează-o și uită de ea. Nu! A zis, dă-mi o mie. Da, și am zis, nu, domnul doctor, deci dumneavoastră nu înțelegeți, eu nu pot trăi fără astea. Deci nu puteți să-mi faceți asta. Chiar m-am răsit. Deci tu ai fost, adică după aceea m-am gândit eu și am judecat, măi, această pacientă este tipul de șefă care dacă ea spune ceva, trebuie să fie exact cum spune ea. Nu-i bai, eu mă pliez pe ce spune șeful. Și am luat-o așa, nu ți-am luat-o, n-am mai, da. Nu te-am cicălit, l-ai lăsat-o singură toate acolo. Da. Că după ce ai vrut să pleci în seara, deci când mi-aduc aminte că ai venit și tu duminică seara, ca noi începeam lunea seria, dar ai venit ca să putem sta de vorbă, să analizăm care e cazul tău
și noi pacienților care veneau de duminică, le serveam o masă seara și tu așteptai să mănânci și tu ceva acolo, că eram, serveam masa împreună cu personalul. Ca o mare șefă, ce era? Oh? Ca da, o mare șefă. Da, mare șefă. Și mi-amintesc că tu ai fost foarte scandalizată și ai împărtășit tăticului tău. Păi ăștia mâncă ce vor ei acolo, iar nouă uite ce ne dă. Da. Și așa e. Ai zis foarte revoltată că la tatăl tău de, plecăm de aici. Da. Aici nu e stat. Aici nici de mâncare nu ne dă cum trebuie. Iar dimineața următoare, luni dimineața, când ți s-a adus, adică s-a anunțat că în fiecare dimineață pacienții primesc cafeluța din Eden și tu, extaziată, nu, în sfârșit ne dă și nouă ceva ce-i pe placul meu. Iar când a venit cu cana cu cărbune, atunci ai fost bombă nucleară și atunci ai spus plecăm, gata, nu-mi trebuie nici bani, am dat bani, nu mai îmi trebuie nimic, ne oprim la primul restaurant, rezolvăm problema noastră altfel. Și eu nu am pedalat pe postura mea de medic ca șef al instituției, ci am zis, lasă mai bine fie ea șefă, că Dumnezeu să convingă inima ei despre ce se întâmplă aici și mai bine să cedeze ea singură decât să mă impun eu ca șef. Și atunci, dragul tati copil bun, Domnule, s-a întâmplat cu tine miracolul acela, nu știu exact în ce moment a zis, dar din a treia zi tu ai fost cea mai docilă pacientă, iar la gimnastică erai nu la 6:30, la 6:20, prima peste tot. Da. Și a fost, deci, această reacție a pacientului care uneori scandalizează medicul, pentru că dacă pacientul vorbește autoritar față de medic, atunci cei mai mulți medici și vor spune, stai domnule, cum i-a zis la Magdalena. Exact. Fac o paranteză, ea a fost și cu o suferință articulară și s-a dus să facă niște investigații la Cantacuzino în București. S-a internat și, ea fiind profesor de kinetoterapie, era totuși o personalitate cunoscută în București, lucra la Budimex. Și a spus doctorului, domnul doctor, pot să vă pun și eu câteva întrebări? La care reacția doctorului a fost următoarea. Doamnă, aici numai eu pun întrebări. Și Magdalena i-a dat o replică, am înțeles. Atunci eu am să răspund la toate întrebările dumneavoastră cu mhm și mhm. Și zice, bun, domnul doctor, vă rog să-mi faceți externarea în clipa aceasta, că eu oricum plec acasă. Și a plecat. Adică este o artă, medicina este o știință, dar este și o artă. Actul terapeutic este o știință, dar este și o artă. Și este biunivoc această artă, adică pacientul să știe să câștige încrederea medicului, adică să urmărească consiliile doctorului, iar doctorul să aibă răbdare cu pacientul, că pacientul, asta îl spun tuturor, pacientul are dreptul să se supere pe mine. Eu n-am dreptul să mă supăr niciodată pe pacient, nici dacă îmi dă o palmă, nici dacă m-ar scuipa, nici dacă m-ar jigni. Pacientul beneficiază de această imunitate absolută a pacientului. El este un suferin, iar eu ca medic trebuie să percep suferința lui, să pot să intru în suferința lui, să-l descos pe pacient, să aflu tainele suferinței lui, cauzele, ca să pot să-i fac o recomandare pertinentă, pentru că doar un diagnostic corect și complet este premiza unei terapii recuperatorii care să dea satisfacție și pacientului și medicului. De aceea, doctorul trebuie să fie ultra răbdător, iar pacientul să fie ultra smerit pentru a-l putea câștiga pe doctor. Da, domnul doctor, eu n-am știut, m-am dus acolo la dumneavoastră ca un rinocer cu cornul. Da, tu ai fost, celor... ai fost, erai un arici pogonici. Mai ceva. Aveai la țepi, dar este incredibil cum într-un anume moment, în a treia zi, s-a întâmplat miracolul care
s-a întâmplat, zicem, la timpul trecut, dar el continuă și astăzi. Da, da. Era miercuri dimineața, noi am început luni. Vreau să le zic celor care ne ascultă că atunci când am ajuns duminică seara, deci eu treceam și printr-o, vă dați seama, în momentul în care afli că nu mai ai mult de trăit, fiecare persoană reacționează diferit. Eu am intrat într-o depresie foarte... Adică nu puteam să înțeleg cum la 34 de ani așa e gata. Și oricum, așteptam să mor, m-am dus acolo la ca să mor și să dovedesc că nu se poate face nimic. Dar seara când am ajuns era de mâncare, n-am cum să uit. M-am dus cu tata, i-am spus domnului doctor că nu suport pe nimeni în cameră. Eu erau camere de două persoane decât pe tata, că trebuia cineva pe care îl pot teroriza cum vreau eu. Și tata zice, hai mergem să mâncăm ceva înainte. Nu, că mâncăm acolo, stăm două săptămâni, am dat banii, mâncăm acolo. Și când am ajuns erau floricele coapte, deci floricele de porumb coapte, era plăcintă, compot de gutui și ceva plăcintă cu mere. Da, și... În niciun caz nu puteam să-mi imaginez chestia asta. Deci eu mâncam, cum se zice, normal. Normal, de toate. Da? Și știu că acele plăcinte cu mere, ni s-au părut șnițele. Și am zis, uite, nouă, ne dă plăcintă de asta și ei, între ei, mănâncă șnițele. Da. Și n-ați vrut, eu am vrut să plec acasă și mi-a zis așa, uite, mai stai o zi, deci am stat luni. Mi-a zis să mai stau o zi, marți. Și marți m-a trimis la plimbare prin păduri pe acolo. Mi-a dat domnul doctor o asistentă să aibă răbdare cu toanele mele. Și m-a plimbat, m-am băiat în flori de fân. Și miercuri dimineață când m-am sculat, nu știu ce s-a întâmplat, dar de atunci am luat-o, cum zicea bunica, acum ai luat-o în extrema cealaltă. Ei, lasă că e bună. Așa, deci asta a fost. Și acum vrem să vă întrebăm de noua clinică, domnul doctor. Uitați, ne întreabă aici Corina Demeter, când putem veni la Șuncuiuș pentru o cură ca cea de care vorbeați mai devreme? Ne spuneți cum o să fie la Șuncuiuș, tot care o să fie metoda pe care o veți folosi, cum... Deci clinica aceasta este o clinică deschisă oricui. Adică atunci când vom derula programul la clinică, nu există privilegiat. Da. Deci toată lumea are acces la clinică. Clinica este profilată pe un stil de viață edenic care valorifică, cum ai învățat și tu, prințesucă în Eden, valorifică principiile edenice și acele principii edenice, dacă vreți, principii dumnezeiești, sunt cele care ar putea, dacă le acceptăm, ar putea să garanteze bucuria chiar și în suferință. Adică pacientul nu vine la clinică bucuros că e bolnav, el vine la clinică eventual cu nădejdea bucuriei că se va recupera, dar... Aceste principii edenice, vreau să le enunț pentru că ele fac parte din arsenalul oricărui om care vrea să fie cu adevărat fericit. Și este la dispoziția oricărui muritor de pe Terra să beneficieze de aceste principii. Și am să le enunț. Trei mari binecuvântări a primit omul în Eden, care se constituie în veritabile principii divine pentru viața noastră. Primul principiu a fost principiul moralității în familie. Dumnezeu a dăruit omului o tovarășă de viață, un ajutor potrivit și a cerut să fie moral, adică să existe această unicitate în viață, cum a spus Dumnezeu la început, cei doi vor fi una. Deci principiul moralității este principiul care ar fi garantat pentru lumea aceasta o viață cu adevărat bucuroasă. Imaginați-vă familii în care nu există derapajul de a ieși din cercul familiei și a privi în alte parte. Am auzit mereu spunându-se
și de soț și de soții. Zice, eu mă simt bine dacă sunt admirată de cei din afară, de bărbați din afară. Cum să te simți bine? Tu nu vrei să fii admirată numai de soțul tău? Sau bărbați care spun, mă bucur foarte mult când sunt privit așa cu o oarecare admirație de cele din jurul meu. Măi, eu v-am spus așa, nu îndrăzneam să-mi ridic ochii să privesc o fecioară. Nu îndrăzneam. Păi, principiul moralității în familie garanta și garantează și astăzi o societate echilibrată, armonioasă, nu cum trăim astăzi, în care derapajul este total. Moralitatea în familie nu mai există, pentru că noțiunea de familie a fost desfigurată în mod voit de cineva care are în spate pe nimeni altul decât pe Nichi Percea sau alias Satana. Deci Satana era interesat să distrugă frumusețea familiei. Primul principiu, moralitatea în familie. Al doilea principiu, dieta vegană. Cel care a ales dieta vegană pentru om n-a fost un doctor de pe pământ, a fost cel care a construit această mașinărie vie, a construit ființa umană. Și pentru că el a creat și stomac, și ficat, și inimă, și plămâni, și rinichi, și tot ce e în organismul omenesc, era cel mai abilitat să recomande și o dietă pentru întreținerea acestei mașinării. Și el a ales dieta vegană, îi spunem dieta edenică, pentru că acolo a fost pentru prima dată enunțată. Și Dumnezeu a zis, verdețuri, iarbă cu sămânță, fructele pomilor, asta să fie dieta voastră. Ei bine, omul a sfidat de-a lungul anilor acest principiu al dietei vegane, care era și este și actualmente cea mai profilactică dietă. Dacă nu mă credeți, întrebați-l și pe Bill Clinton și pe Bush, pentru că ei au fost pacienții profesorului Essenstiel din Statele Unite, de la Clinica Cleveland, și care a făcut un adevărat șantier pe inima lor și le-a spus, domnilor, nu mai am ce să vă fac, singura șansă este să deveniți vegan. Și bănuiesc că or fi devenit vegan, că mai trăiesc și astăzi. Dar această dietă vegană este dieta care ne-ar putea proteja, adică să știți că alimentul nostru influențează psihicul nostru, compartimentul emoțional afectiv. Dumnezeu de aceea a ales dieta vegană, pentru că nu curge sânge. Nu te hrănești cu altă viață decât cea destinată de Dumnezeu. Viața din natură, viața plantelor. Și sfidând acest principiu edenic, de la vârsta metusalemică peste 900 de ani, urmăriți că de la potop încoace, vârsta omului a ajuns, cum zice Biblia, 70 de ani au fost dați omului, 80 de ani pentru cei mai tari. Și completez eu, cei care trăiesc peste 80 de ani sunt ilegaliști, adică au depășit baremul, nu pentru că Dumnezeu l-ar fi limitat, adică Dumnezeu ar vrea să trăim cât mai mult, frumos, sănătos, fără dureri, dar noi suntem cei care suntem condiționali. Eu vreau să trăiesc mult, dar numai așa cum vreau eu. Păi mă, dar cum vrei tu, nu-i bine. Păi cum să nu mănânc, mă, odată pe săptămână să mănânc cu un grătar. Măi, lasă grătarul, că grătarul un kilogram, că eu tot îi întreb pe pacienți, măi, câte luni îți ajunge un kilogram de carne făcut la grătar? Păi pacientul zice, cum adică câte luni? Păi dacă îți flămând, îl mănânc eu totodată. Bun, zic, și fumați? Eu niciodată n-am fumat. Păi zic, fii atent aici, un kilogram de carne pregătită la grătar, din punct de vedere al conținutului în benzopiren, o hidrocarbură aromatică foarte, foarte toxică, este echivalentul la 600 de țigări. Și atunci pacientul se cam blochează când eu îi spun, ești un fumător veritabil, dacă tu poți mânca un kilogram de grătar odată atunci când ții foarte foame, de exemplu. N-ai mâncat două zile și acum zici după post, lasă că mă giftuiesc eu. Deci, dieta vegană ne-ar proteja și psihicul, compartimentul emoțional afectiv și spiritul nostru, și ne-ar proteja și corpul nostru. Și de ce să-l bat jocorim
dacă și așa când suntem bolnavi să ajungem cu o boală severă, să trăim acea angoasă, măi, mă așteaptă cine știe poate cum o să mor. Dacă doctorul și are, adică pacientul are neșansa ca doctorul să-i vorbească franc, dragă, acasă te abonezi la morfină. Adică cum, nu mai am nicio șansă, nicio șansă, dragă. Niciodată să nu spui pacientului că niciodată nu mai ai nicio șansă. Niciodată să nu spui asta. Mai întâi pentru că tu nu ești Dumnezeu și în al doilea rând, pentru că acest pacient poate trăi plenar această frumoasă recuperare din boală cum ai trăit-o și tu, Cristela, și cum au trăit-o mulți pacienți care sunt mărturii, cărți de vizită pentru acest mesaj frumos din, vă rog să nu uitați niciodată, cu el începe terapia fiecarei boli menționate în carte. Psalmul 103, versetul 2 și 3, sau în Biblia Ortodoxă, pentru că acolo există o diferență la psalm, o diferență de un psalm, psalmul 102, versetul 2 și 3. Și scrie acolo așa de frumos și încurajator și să scrieți acest verset pe ușorii casei sau să vă puneți un poster peste tot în casă, la intrare în casă, când intri în casă, când ieși din casă, fii acolo. Zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale și El îți vindecă toate bolile tale. Acum aș vrea să vă întreb, care e specialitatea Domnului Iisus? Ca medic, care e specialitatea Lui? Ce zici, Cristela? Păi, sau dacă poți să spună auditorii, cei care ne ascultă și ne da, exact. Participanții. Care e specialitatea Domnului Iisus ca medic? Ce compartiment? Sufletul, ne spune uite, Elisabeta. Sufletul. Iubirea divină. Toate sunt valoroase. Doctor de suflete. Vedeți aici. No, acum vreau să vă spun eu. Știți că, uite, holistic, spune Marinela Datcu. Specialitatea Domnului Iisus este una pe care nu o veți găsi în nicio policlinică, în niciun spital, în opisurile care sunt afișate acolo cu specialitățile pe care le puteți găsi într-o policlinică. Adică El are o specialitate unică. Și specialitatea Lui, dacă El vindecă, iartă orice fără de lege și vindecă orice boală, specialitatea Lui se numește specialist în imposibilități umane. Această specialitate a Lui deja în inima pacientului, în mintea Lui, trebuie să trezească acest, sau să aprindă acest beculeț al bucuriei, că vorbim de bucurie. Deci, chiar dacă doctorul a spus că n-am nicio șansă, sunt sigur că mai am o șansă pentru că și pe mine Iisus mă iubește și ca să fiu sigur că El mă iubește, privesc la Golgota. Și acolo, crucea de pe Calvar spune atât de mult, continuă tu, Cristela, atât de mult, textul de aur al Bibliei, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. O să-l spui. Stați. Am revenit. Atât de mult deci a iubit Dumnezeu lumea, nu? Nu. A, nu? Scuzați, m-ați prins. Cum scrie? Nu știu, mai ziceți-mi. Vedeți, uite și eu. Se spune cei care cunosc versetul dintre cei ce participă la această întrevedere, dacă știe cineva cum scrie acolo. Mai ziceți-mi o dată versetul, Ioan? Ioan, capitolul 3, versetul 16. 3:16. Nu știu. Știe cineva? În cât a dat unicul său fiu. Nu e asta. Cum începe? Nu. Știți? Nu. Să vă spun eu? Da. Hai să vă spun să nu pierdem timpul. Acolo scrie așa, dragă Cristela și dragi participanți, scrie acolo așa. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe Cristela, asta este mesajul. Biblia nu este o carte în general. Ea este o scrisoare personală a lui Dumnezeu, scrisă personal de Dumnezeu pentru Cristela, pentru
doctorul Laza, pentru oricare din cei care audiază, care văd această emisiune și pentru toți locuitorii planetei Terra. Acolo scria așa și pentru Osama Ben Laden, numai el n-a distins mesajul, el n-a știut. Deci atât de mult a iubit Dumnezeu pe Cristela, încât a dat pe singurul lui fiu ca Cristela să nu moară, cum au zis doctorii, ci să aibă viață veșnică. Acesta este mesajul frumos al textului de aur al Bibliei. Și vreau să amintesc în acest moment faptul că Biblia sau scrisoarea personală a lui Dumnezeu pentru noi are cele mai valoroase sfaturi la modul individual. Adică ce scrie acolo mi se aplică mie și se aplică oricui. Și așa să citesc Biblia, când Dumnezeu se adresează cuiva, mi se adresează mie. Acolo în Biblie mă regăsesc în multe ipostaze. Și privind din această perspectivă mesajul biblic, toată Biblia are conotații, uite, cineva spune, transmitea, scria un mesaj, ce este cu neputință, bănuiesc că acesta e versetul care vrea să spună, ce este cu neputință la om, totul este cu putință la Dumnezeu. Sau, amintind un alt verset, zice, Doamne, dacă poți, vindecă și copilul meu. Dacă pot, a zis Domnul Iisus. Totul este cu putință celui ce crede. Din nou facem apel la credința aceea care vede invizibilul, crede incredibilul și primește ca răsplată imposibilul. Bela, specialist în imposibilități umane. Imposibilități umane. Asta e prima lui specialitate. Care e a doua lui specialitate? Care două specialități unice. A doua, am uitat-o. Hai că ți-o spun eu. Uite, cineva spune, credința ta te-a vindecat. Este mesajul pe care Domnul Iisus îl reiterează mereu în relația cu pacienții și de fiecare dată Dumnezeu n-a pierdut din vedere de a pune pe paginile inspirate ale Scripturii experiențe care să-mi aprindă și mie beculețul roșu și să spună, mai dacă Domnul Iisus a putut să vindece femeia aceea cu scurgere, 12 ani, o simplă atingere, acum nu faptul că s-a atins de poala lui, cum scrie Scriptura, a vindecat-o și Domnul Iisus n-a lăsat să treacă evenimentul nebăgat în seamă și neimortalizat pe pagina inspirată de Scripturii, ce a zis așa, femeie, că Domnul Iisus a întrebat, cine s-a atins de mine? Și bieții ucenici care erau total absenți de la ce se întâmpla, a zis, Doamne, ce întrebare asta, cine s-a atins de tine? Păi zice, atâta lume se îmbulzește aici, mai întreb că cine s-a atins? Nu, zice, din mine a ieșit o putere. Și atunci, privind-o pe femeie, săraca femeie, ea s-a blocat. Dar Domnul Iisus i-a zis, îndrăznește, femeie, credința ta te-a mântuit, credința ta. Din nou, credința aceea frumoasă dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Deci, revenind la ideea noastră, principiul a doua specialitate. A doua specialitate este specialist în sănătate. Nu există nicio specialitate medicală în care să spună Cristela Georgescu, doctor specialist în sănătate. Nu există specialitatea aceasta. Doctorii sunt specialiști numai în boli. Deci, numai în boli. Dar măcar dacă ar fi specialist să le și trateze cu toată inima, cu toată dragostea pentru pacienți și să le trateze cum trebuie. Acum, aceste două specialități ale Domnului Iisus trebuie să le cunoaștem și să ne adresăm lui pentru orice problemă avem și să cerem călăuzire divină. Deci am enunțat două principii. Al treilea principiu este principiul bioritmului săptămânal de 7 zile. Nu vedeți astăzi că lumea, dacă ar fi săptămâna din 100 de zile și tot nu și-ar termina lucrul, să zică, nu, intru în weekend, liniștit. Nu, și weekendul, n-am terminat aia, business-ul, nu știu cum, tot, și în weekend omul intră mai stresat, că nu a terminat ce și-a propus, că el și-a propus 100.000 de lucruri fără a gândi faptul, mă, dar și eu sunt un om. Cum mi-am propus eu atâtea că nu o să le pot face? Și atunci bioritmul săptămânal stabilit de Creator este să lucrez 6 zile. Și spune acolo
nu să lucrezi oricum, să-ți faci tot lucrul tău. Asta înseamnă că trebuie să fii foarte bine programat să-ți faci tot lucrul. Pentru că în ziua a șaptea să nu te obsedeze, oh, nu m-am dus acolo, n-am ajuns unde am promis. Măi, fă-ți programul din ziua întâia săptămânii. Ce program ai tu pentru săptămână? Ca să nu te prindești ziua a șasea, măi, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, nu, acum ce? O să rămân de căciulă cu cei cărora le-am promis că fac. Deci bioritmul săptămânal de 7 zile este un bioritm și ăsta guvernat hormonal, dacă vreți. Aceeași chimie a vieții. Adică 6 zile avem încărcătură mare de stres, în care adrenalina, noradrenalina și cortizolul își spun cuvântul, iar în ziua a șaptea există o deconectare și o intrare într-o relație specială cu Creatorul, cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și familia necăzută în păcat, familia îngerilor. Deci, aceste 3 principii sunt cele care le-am promovat în Edenul din Braza și acum mesajul este și mai evident prin această denumire a instituției Back to Eden, adică înapoi la principiile edenice care ne vor ajuta să ne reabilităm, așa cum ai trăit și tu, dragă Cristela. Mulțumim, domnul doctor! Când cam ne povestiți puțin în ce stadiu sunteți acum cu lucrările? Deci, acum avem puțin și terminăm partea de instalații. Instalația de apă, de canalizare, încălzirea în pardoseală și electrică, adică cea mai mare parte. Mai avem de instalat hidranții, mai avem de instalat piscina cu jacuzzi, unde se face masaj subacval. Și după aceea tencuiala, schimbarea tarchetului în clinica aceasta modulară, că sunt 2 clinici. Clinica modulară, clinica aceea NATO, care am primit o donație din Germania, și este o clinică nouă unde se va desfășura toată partea de terapie și unde va fi infrastructura procedurilor, prelucratul remediilor naturale și unde vor fi, până la urmă, vor fi cazați și pacienți. Aici, în partea aceasta a complexului modular, asta va fi partea hotelieră pentru pacienți, iar un culoar de legătură între cele 2 clinici va face posibil ca pacientul să meargă la masă, să meargă la gimnastică, să meargă la proceduri, mă rog, tot ce se face și tu știi foarte bine. Da, da. Aș vrea să le spun celor remediile care le folosim pentru diverse boli. Da, mulțumim frumos, domnul doctor. Vreau să le spun celor care au întrebat dacă se poate, de exemplu, veni cu copii. Având în vedere că numărul de locuri este foarte limitat și că există suferințe uriașe, nu a fost gândit acest așezământ medical, știți, ca la un spa, mergem la deconectare cu familia sau la o cură cu familia și toată lumea va avea înțelegere pentru acest lucru. Deci acolo, eu chiar așa aș spune, așa am văzut și la Breaza, acolo te duci să înveți, să muncești, să-ți păstrezi sau să-ți redobândești sănătatea. Și normal că dacă nu se poate, chiar am văzut și la Breaza copilași, familii cu bebeluși mici, sau, dar trebuie să aveți înțelegere că lucrul ăsta, adică nu se poate merge cu copiii care să se joace pe acolo și în timp ce noi solicită un anumit nivel de concentrare din partea noastră, de dăruire, de atenție, ne împărțită cu nimic altceva, iar copiii cer foarte multă atenție și tocmai de dragul lor, dacă este într-adevăr nevoie și sănătatea noastră o impune, trebuie să ne luăm timp și să mergem acolo pentru noi, cu noi. Sigur, o să, dacă va fi cu putință, noi vrem să ne extindem. Dacă va fi cu putință, să... Oricum, vor fi și ore de școală de agricultură ecologică, de misionarism medical, de școli practice pentru cei care vor să învețe. O să avem și așa ceva de perspectivă sau în programa, în curicula care mi-o doresc eu să aparțin acestei instituții, în care, fiind și
cupluri, de exemplu, care vor să înveți un alt stil de viață, nu neapărat pentru că sunt bolnavi, ci pentru că vor să prevină boala, sigur că o să facem și asemenea excepție, adică să aducem și oameni sănătoși, sau cel puțin aparent sănătoși, care își exprimă dorința de a învăța ceva nou, de a-și replia viața pe principii sănătoase de viață. Doar că locurile sunt limitate, sunt 20 de locuri care sigur. Ne limitează deocamdată la o, așa, o pacientură mai selectivă, mai, în care nu poți aduce, vreau și eu să vin să îmi fac concediu acolo. Ar fi frumos să poți să-ți faci concediu în care tu să beneficiezi de tot ce se face în clinică și să fii relaxat. Sigur că așa e frumos, numai că noi nu o să putem să facem decât rare ori acest lucru, până când o să ajungem tot mai mari, până cuprindem tot pământul. Dacă eu aș avea potențialul financiar, acum, la vârsta mea, m-aș apuca să mai fac încă 10 clinici. Încă 10 clinici naturiste. Să le spunem celor care sunt cu noi în seara aceasta că, deci, eu v-am văzut pe șantier, v-am văzut în grădină. Deci dumneavoastră puneți acolo mâna, umărul, ca să zic așa, pentru că nu există alt sprijin decât cel din partea celor care vă iubesc sau al pacienților sau așa cum suntem noi în seara aceasta. De aceea le mulțumesc tuturor care și faptul că lucrați de 8 ani de zile. Deci acum e aproape de final, dar de 8 ani de zile, pentru că există categoric un impediment, nu doar financiar, ci și al forței de muncă voluntare. Deci oricum, în activitatea medicală, una din terapii va fi ergoterapia cu pacientul. Adică pacienții, ținând seama de patologia lor, de toleranța lor fizică la efort, pacienții vor participa la o activitate de grădinărit. Adică vrem să facem, să consume pacienții, doar ceea ce noi cultivăm, în cea mai mare parte. Sigur că unele lucruri trebuie să le cumpărăm și noi, dar cea mai mare parte, cum ai văzut tu, Cristela, la Baia Mare, vom face aici, vom avea parte de solarii care să asigure acest suport al nutriției sănătoase pentru pacient. Adică să, nu doar să-i spun să mănânce ecologic, ci să-i pot și oferi hrană ecologică. Atât cât se poate în condițiile actuale și la condițiile din România. Deci ergoterapia, doctorul se duce la solar, vine și pacientul, ca și copilașul, și amândoi ne apucăm, sau cu grupul, și uite ce facem acum, copilim roșiile. Cei care se pot aplica, acum plivim dacă e cazul, sau legăm roșiile, sau le palisăm, le orientăm pe frânghiile de palisare a roșiilor sau a castraveților, mă rog, ce avem acolo. Deci este o activitate constructivă și eu am observat pacienții care prestează activitate fizică, pacienții depresivi, domnule, se recuperează foarte repede. Contactul cu pământul și practicând acea îndeletnicire pe care Dumnezeu a destinat-o lui Adam, să lucrezi pământul cu sudoarea frunții tale, să-ți câștigi pâinea. Acea lucrare la pământ este o binecuvântare. Pentru mine este, după medicină, cea mai mare pasiune. Pasiunea vieții mele. Să grădinăresc, să cultiv, să mănânc ceea ce eu cultiv. Da, mulțumim frumos și uite, pentru că ați spus să mănânc ceea ce eu cultiv, ne întreabă Adina, care a trebuit să renunțe la lactate pentru că avea colesterolul mare, ce alimente să consume dacă a renunțat la lactate? Deci dacă a renunțat la lactate, adică bănuiesc că a renunțat și la lactate, a renunțat și la carne, și la lapte, și la ouă, nu? Ce zice? Ce zice Adina? Ai renunțat la toate? Spune-ne. Și până ne spune Adina, Ofelia ne întreabă când s-ar putea începe programările. Programările se vor începe, că va fi cu deschidere, exact cum a fost și la Breaza.
va fi o deschidere, e după ce se face deschiderea, să zicem, și eu sunt sigur la toate acestea, de toate acestea, atunci pot să spun într-o două săptămâni dăm drumul la activitate, pentru că ca și acolo, la Braza a durat din ianuarie 1988 până în august 1988 un exercițiu pe care l-am făcut cu personalul, pentru că personalul de acolo a fost, tu știi, un personal modest. Și cum așa carențele lor în ceea ce privește știința de a trata, a trebuit să fac exerciții. Cum se face cataplasma cu lut, cum se face compresa cu tare, cum se face dușul cu tare, cum se face baia cu tare, să le arăt practic. Uite, mergem la duș și facem așa, uite ce facem. Pentru că ei, ce le-am arătat eu, trebuia să explice pacientului. Și tu știi că, adică asistenta, terapeuta se ducea cu tine, acum mergem la baia de abur. Și te ducea la baia de abur, ți se explica acolo, nu poți să stai mai mult de 20 de minute, deci au fost și care au zis, dar eu nu plec de aici, că aici mă simt bine. Și a stat o spanioloaică și a leșinat acolo. Bine că n-a murit, da. Că naburul ăla nu mai distingeai. O ieșit toți, dar nu se mai vede nimeni. Păi nabur, ce să vezi? Și, bun, a fost, ne-a păzit Dumnezeu să nu fie victimă. Dar asistenta duce pacientul și explică. Adică să dea răspunsuri la întrebările pacientului care vine, cei mai mulți pacienți vin fără a cunoaște ce se întâmplă de fapt într-o asemenea clinică și în ce constă terapia. Deci a trebuit să pregătesc bucătăresele, să le fac eu demonstrații de artă culinară, uite, așa trebuie să facem. Asta e mâncarea pentru hipertensiv, asta e mâncarea pentru diabetic. Noi o făceam, noi o mâncam. Și deci 7 luni de zile, că pe 2 august a fost inaugurarea, 88, că ce a urmat după aceea a fost o pată neagră în istoria Edenului, o știi și tu. Dar 7 luni de zile n-am făcut decât să pregătesc personalul și să facem exerciții în sala de conferință. Ce vorbim cu pacienții? Ce nu vorbim cu pacienții. Ce nu trebuie să vorbim cu pacienții, când anume spunem pacientului această problemă, o referim doctorului. Vă va explica doctorul. Noi o să-i comunicăm ce întrebări aveți și doctorul vă va explica. Deci, ca să poți să pui la punct o clinică, îți trebuie un personal armonios care să treacă printr-o școală. O școală în care nu doar aude, nu doar vede ce ai scris tu pe tablă sau ce ai scris în carte, ci care participă efectiv în actul terapeutic, experimentând. Deci ce înseamnă baia vitală, ce înseamnă baia de trup, ce înseamnă baia alternantă, ce, mă rog, ce înseamnă fiecare procedură. Pentru că ai văzut ce rulaj este într-o clinică cu 40 de pacienți câți aveam acolo. Da. Adică de dimineața, de la 6:30 până la 10, era într-un flux continuu. Și să pui 10 cataplasme cu lut sau să faci 7 băi, să faci și să-i rulezi, să nu se suprapună și să nu fie niciun gem pe drum, să o busculadă, că, domne, acum ce să fac eu? Ce să fac eu? Că, de ce nu mi-ați venit la timp? Că și pacientul are drepturile lui, uite. Și atunci exercițiul acesta, rutina aceasta de a face, de a merge repede, dar repede și bine, nu repede și prost. Rutina aceasta trebuie să o câștige personalul pentru a avea îndemânare și când face procedura să fie atent și la pacient, la întrebările lui. Iar când termină de pus ce se pune acolo, ce procedură face cu pacientul, să știe cum să-l întrebe cu amabilitate, fără a jigni pacientul, îmi permiteți să fac o rugăciune pentru dumneavoastră? Știi că, adică personalul zicea, păi da, și dacă vine ministru, păi a venit și ministru. Și a stat și ministru cu noi. Și când a auzit ministru că întreabă, pot să mă rog pentru dumneavoastră? Păi zice, pentru mine nu s-a rugat nimeni niciodată. Roagă-te! Și a fost așa benefic pentru domnul ministru să vadă că oameni modești, da, spun o rugăciune la patul lui după ce a terminat de aplicat procedeul respectiv. Deci, începerea activității este legată de finalitatea proiectului și de o, să zic așa, o,
o marjă de siguranță de 2 săptămâni în care să facem repetiția generală pe care o facem până atunci, după ce termin, că pentru a face deschiderea, eu trebuie să am personalul pregătit. Exact, atunci, exact. În alea 2 săptămâni să fac numai repetiții generale, pasul a pasul. Și da, eu, da. Eu să stau în culisă și urmăresc cum fac ei și să pot interveni, să fac corecțiile de rigoare. Deci ai văzut că e o chestiune foarte pretențioasă în care să ai și zâmbetul pe buze, dar nu un zâmbet fățarnic, ci zâmbetul de bună dispoziție, de bucurie. Tu trebuie să inspiri încredere pacientului. Dacă tu ești momâie, stană de piatră, ce să zic? Dacă tu nu ești degajat și să știi ce să-l întrebi și să împărtășești bucuria pe care tu o ai, că tu când tratezi pacientul, tu ești în rolul Domnului Iisus. Adică tu faci pentru pacient ce făcea Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a fost specialistul numărul 1 în cataplasmă cu lut. Tu faci același lucru din postura de terapeut într-o instituție. Și atunci tu trebuie să inspiri prin zâmbetul tău, prin prezența ta, prin cuvintele tale, prin întreaga ta persoană, să inspiri încredere pacientului. Că, cum au zis unii pacienți, dar zice, domnul doctor, dar lutul, de ce ni-l puneți? Păi zice, și eu am explicat, face așa, a, zice, lăsați că știu, vreți să ne obișnuiți cu gândul. Că ajungem tot la lut. Dar, deci prezența personalului trebuie să fie una exact așa cum era garda de onoare la Ceaușescu. 6 ore stătea nemișcat în garda de onoare, nemișcat, n-aveai voie, dacă nu te scotea din front. Aici nu stai nemișcat, doar te miști foarte repede și împărtășești oriunde te duci. Ești la dispoziția pacientului și dacă te oprește pe coridor, vreau să vă întreb ceva, să-i spui, dacă ești foarte ocupat și ai ceva de făcut urgent, atunci îi spui, revin-o imediat. Sau dacă e urgența pacientului, dai curs la urgență sau anunți doctorul sau pe ceilalți. Măi, nu pot să fac făcut. Da, da, domnule. Deci e pretențios ce se face acolo și mulți spun, dar vreau să mă angajez și eu, vreau să... Măi, acolo este o lucrare care nu ține că mă angajez să câștig și eu. Mai întâi că asta nu e instituție de business, că mulți m-au rugat. Că vor să participe cu sume uriașe, dacă îți poți imagina, uriașe, doar să aibă un procent. Și am zis, domnule, clinica asta nu e de făcut bani. Clinica asta este de adus oamenii la Hristos, de recuperat pacientul pentru timp și veșnicie, nu numai pentru timp. Tu ai fost recuperată nu doar pentru timp, Chisela, tu ai fost recuperată pentru timp și veșnicie. Și mesajul acesta este pentru orice pacient. Da, domnul doctor. Mulțumim, foarte important, foarte important. Nu este o instituție de business și, într-adevăr, și eu... Eu mă exprim așa, mă scuz că te întrerup. Vă rog. Eu spun așa pacienților că și eu mă aflu într-un business, dar mă aflu în businessul Tatălui meu Ceresc, care mi-a încredințat o responsabilitate uriașă de a învăța pe oameni cum să-L cunoască pe scumpul și inegalabilul Iisus, care chiar e specialist în imposibilități umane și în sănătate, și cum El mi-a încredințat și mie această responsabilitate și ție de a duce lumii vestea cea bună, vestea Evangheliei. Mai ai o șansă. Dumnezeu întotdeauna este Dumnezeul celei de-a doua șanse. Și El ți-a dat și ție șansa, ai valorificat-o și ești ce ești astăzi. Și acest lucru este valabil pentru oricine. De aceea, le-am spus celor care au zis, unul mi-a propus că dă 200.000 de euro. Doar condiționat, dacă îi angajez toată familia în Eden. Păi da, zic, dar nici nu vă cunosc cum să vă angajez. Nici nu e gata clinica. Și zic, dacă fac un singur rabat sau un singur precedent de la principiu, oricine poate veni cu aceeași pretenție. Dau și 1.000.000 de euro, dar vreau să fiu tot timpul acolo. Măi, nu-i condițional, nu este o instituție de business, de business obișnuit, este o instituție de business a cerului, de a învăța pe oameni că mai au o șansă prin acela care este Domnul vieții. Mulțumim frumos, domnul doctor, mulțumim foarte mult, pentru că îmi place să vă ascult cum răspundeți la întrebări din astea ghidușe, am renunțat la lactate,
restul ce pot, nu, am renunțat la lactate. Ce mai pot să mănânc? Adică cumva înțeleg în locul lactatelor. Bun, și deci, am rugat-o atunci să ne spună, deci este vegană doar 3 zile pe săptămână. Adina ne-a răspuns. Deci 3 zile pe săptămână e vegană și 3 zile de care soi este? Nevegan. Nevegan. Atunci, important este să știm ce diagnostic are și dacă vrea să facă, Adina, dacă vrei să faci tratament naturist, atunci trebuie să accepți această idee că veganismul te va ajuta să te recuperezi pe deplin din suferință dacă vei fi consecventă alături. Deci, dieta este o părticică importantă din terapie. Terapia începe cu sacroterapia, apoi cu dietoterapia și apoi cu tot arsenalul, artileria grea, Navy Army, dacă vreți, cu tot ce înseamnă apă, lut, cărbune, kinetoterapie sau gimnastică, ergoterapie la grădină, helioterapie, meloterapie. Deci e o paletă de proceduri care sigur dă satisfacție pacienților și pentru tine, Adina, special îți spun că îți recomand să fii adepta acestui regim de viață pentru perioada terestră numai. Te va ajuta foarte mult și odată o să mulțumești dacă vei fi cooperant. Da, mulțumim foarte mult, domnul doctor, vă îmbrățișăm, vă dorim multă sănătate, să duceți la bun final această lucrare la care, iată, am reușit împreună să punem o mică cărămiduță și îi rugăm pe toți, adică eu îi rog pe toți cei care ne-au răsplătit cu încrederea lor și cu generozitatea lor, dacă pot duce mai departe această vorbă și sprijini lucrarea dumneavoastră, să știe că este bun primit și sperăm ca poate anul ăsta, cine știe, sau cel târziu anul viitor. Eu sper cu ajutorul Dumnezeu. Ne vedem acolo. Sigur, eu mă rog Domnului, așa, mă rugam mereu și mă rog și acum, într-o dimineață să facă el lucrarea aceasta minunată, să îmbrace în haine de sărbătoarea bucuriei, instituția aceasta, fără intervenție umană. Și, așa cum știe el să o facă, doar să spună, uite secerișul, scoate lucrătorii. Ce și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că într-o zi el se va manifesta plenar în activitatea acestei instituții pe care eu o doresc spre slava lui și spre binele pacienților. Amin. Așa să fie. Îi lăsăm pe cei din seara aceasta. Am început cu Romani 8:28. Am ales special Romani 12:12. Bravo! Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în suferință și stăruiți în rugăciune. Eu am să vă transmit un mesaj, foarte frumos ce ai spus. Vă transmit un mesaj să-l scrieți și pe acesta în oriunde, în casă, pe pereți, pe să-l scrieți. Scrie așa, Psalmul, versetul 36, versetul 7, sau în Biblia Ortodoxă, 35, versetul 7. Și acolo scrie așa frumos. Ce scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Să nu uitați că acolo este adăpostul nostru și bucuria noastră. Amin. Mulțumim! Mulțumim dumneavoastră tuturor celor care au fost cu noi, bunului Dumnezeu și ție, draga Alexandra, că ne-ai ținut în frâiele tehnologiei. Și mulțumim, mulțumesc și eu tuturor și Alexandrei și vă îmbrățișez și vă pup pe toți. Și noi, domnul doctor, să ne trăiți sănătos! Amin. Și voi. Amin. Cu bine. Cu bine. La revedere. Doamne ajută. Doamne ajută. Cu bine.